13 octombrie 2020, ziua în care era să dispar. Era pandemie, eram cu prietenele în oraș și știu că a început să plouă foarte, foarte, foarte tare și știți cât de mult iubesc eu ploaia. Eram mai multe fete și un băiat. Am zis că ne duce băiatul, e ok, e în regulă. Ne-am urcat în mașină. La vale, din deal, venea foarte, foarte, foarte multă apă. Din cauza asta, mașina a derapat și nu mai aveai cum să oprești chestia asta. Eu zic că așa trebuia să fie, pentru că a fost, sincer, după mine, a fost un accident prostesc. A fost un accident din nimic. Noi nu am făcut absolut nimic. A fost din cauza apei. Sincer, eu nu mi-aduc aminte tot accidentul și eram exact la o intersecție, m-am uitat în stânga și când să mergem în deal, am auzit că cineva țipă, m-am uitat în față și doar...